Autoritățile de frontieră bulgare au informat din nou Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu, prin intermediul Centrului Comun de Contact Giurgiu, că în perioada 3-5-10-2023 vor fi demarate lucrări de reparație a rosturilor de dilatare de pe podul dintre Ruse Giurgiu, aspect ce necesită introducerea unor măsuri temporare de restricționare a traficului pe pod. Astfel, în perioada respectivă, pe timpul zilei, circulația pe podul Prieteniei se va desfășura cu dificultate pe o singură bandă, fiind reglementată prin indicatoare și semnalizatoare rutiere, iar pe timpul nopții vor fi intervale de timp între ora 22-1 noaptea, când traficul pe pod va fi restricționat în totalitate. Având în vedere că traficul prin punctul de trecere al frontierei Giurgiu-Ruse se va derula cu dificultate, Poliția de Frontieră Giurgiu recomandă persoanelor care intenționează în perioada imediat următoare să ajungă în Bulgaria să evite punctul de trecere al frontierei Giurgiu și să tranziteze frontiera prin celelalte puncte de frontieră deschise în regim internațional cu țara vecină. La granița cu Bulgaria sunt operaționale 11 puncte de trecere a frontierei în regim internațional pentru persoane, autoturisme și camioane, conform categoriilor specifice fiecărui punct astfel. În funcție de evoluția situației, Poliția de Frontieră va reveni în atenția cetățenilor cu precizări privind traficul pe pod. De asemenea, puteți să vă informați în ceea ce privește fluidizarea traficului cu ajutorul aplicației Trafic Online, disponibilă pe site-ul Poliției de Frontieră.